ce zi frumoasă, fără Dracula Junior, doar cu tataia. Păta, unde-i tataia? Nu! Bă, n-ai plecat încă? Bună dimineața! O să plec, că mai am distat o săptămână! Bună dimineața, domnule Motan! Bă, era bună dimineața, dacă nu era aici! Un șopolan! Bă, da, unde-i tataia? Tataia? Care-i tataia? Ajutoare! Bă, s-aude din baie! Bă, ce-ai făcut? L-am luat pe tataia și i-am zis dacă vrea să ne jucăm un joc. Și-a întrebat că, ce joc? Și-am spus că doar vin un cu amoșneagule. Și l-am dus aici și, cum să spun eu, i-am legat gura de duș și-am pornit drumul apă fierbinte și-am vrut să văd dacă se face ca un balon. Ue, domnule Motane, scoate-mă de aici, te rog! Bă, ce-ai făcut, bă, nebunule, bă? Ai de capul eu meu! Eu sunt băiat cu minte, minte, tataia! Pe cine crezi, pe tataia sau pe mine? Ui, eu nu mai suport, eu cred că mă duc frumos acasă la mine, ia și te distrează cu asta și mă suni când scap de el, că eu nu mai suport. Hai, bă, tataia, te rog eu frumos, nu mă lăsa singur cu el. Nu, ei, nu mai suport, tu nu știi ce mi-a făcut aseară. M-a închis aici, mi-a dat cu apă răci în cap, ei, ei, tu dormeai ca o stâncă. Păi da, vreau să mă și eu, că de asta am venit în vizită la neamuri. Am venit în vizită la unchiul meu, domnul Motan, că vreau să mă joc. Să vezi ce joc îți arăt eu, domnule Motan, fii atent. Vezi geamul ăsta? Da. Ui, s-a rodat pe geamul ăsta din spărăi coru, eleu! Bă, unde te-ai dus? Bă, bă, ce-ai făcut, bă? Ai stricat televizorul, bă? Bă, Dracula Junior... Am încercat să-mi fac ouă, dar nu știu cum se fac, unde souăle. Ce, uite, am găsit niște chibrituri. La, 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 bă, la, nu ai voie să joci cu focul. Bă, dai foc la casă. Ai zis capul meu. Am încercat să fac de mâncare. Vino repede în sufragerie. Aud un șopolan. Pune-mi la pil. Chit. Uite, am găsit, bă, un șopolan. Lasă-l jos. Bă, lasă-l jos, bă! Agogogaga! Și acum am învățat să joc fotbal! Fac o piluetă cu piciorul! Bă, săracul, bă! Poate era un copil de-a domnului Șobolan, bă, și tu l-ai aruncat așa? Domnul Șobolan, dar nu știu cine-i domnul Șobolan. Tu iar își vii cu basme la mine? Bă, nu mă interesează, dar tu să iei să faci curat, că eu sunt aici nepotul tău și trebuie să ai grijă de mine și trebuie să faci curat și să faci mâncare și orice mai trebuie, dar lasă-mă să stau pe fotoliu aici. Bă, cum ai reușit să pui fotoliu sus? Bă, cum l-ai legat de tavan? Am spus să mă lași. Ia Latinus Americano. Nu mai suport, bă, nu mai suport. Bă, și-o stricat televizorul, uite-o leacă. Ia să, stai că-l repar eu acum. Unde să-l mai repar, bă, că l-o stricat de tot. Lasă că dau eu comandă de ceva pe internet. Fii atent, dacă nu-mi iau eu cel mai șmecher televizor. Dă, bă, să-mi iau. Bă, ce faci aici? Vreau să-mi iau un televizor. Ce cauți tu la calculator? Ți-am luat cardul de credit și intrăm pe internetul interzis, așa. Bă, n-ai voie, interzis. Lasă-mă că vreau să comand televizor. Shut the fuck up! Așa, și acum să căutăm aici, bam, 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 jucării! Jucăriile Puppy Playtime din capitolul 3, domnule Motan, te rog! Bă, n-ai voie cu ele. N-ai voie cu așa jucării, bă. Eu îmi iau televizor. Dacă ești un unghi bun și îți iubești nepoții, în momentul ăsta îi spune că da, nepotul meu preferat, ia-ți jucării. Și nu, nu ți-ai jucării, îți iei tălpășii. La colț, fiu un motănaș cu minte până bag eu cardul de credit aici, așa? Ai mișcat? Hai, băi! Așa? Cumpără? Enter! Iuhu, domnule Motan! Bă, tu stai aici, joacă-te distrastic, mă duc să-i dau un telefon lui Draculas. Să văd când vine să te ia acasă, că nu mai pot. Bă, da, când fac eu să... Fii atent, bă, că dacă nu-l sun eu acum, Draculas... Alo, Draculas, mă auzi, bă? Și să cânte muzica, și să chefuiască muzica ta, la bă, la nuntă aici mă distrez, nu mai pot, bă, domnule Motan, cum e cu frățiorul meu mai mic, Dracula Junior, te înțelegi cu el? Nu, deloc, bă, da, nuntă aia cât ține, 4 ani?
Bă, o săptămână, cum adică ți-am spus, bă, eu nuntă de o săptămână, e nuntă mare aici, e nuntă cu rechin, cu tot, e nuntă mare, bă, nu, înțelegi tu? Ai și tu grijă acolo de el, eu am vorbit cu Dracula Junior aseară și mi-a spus că te înțelegi foarte bine cu el. Bă, dar te-o mințit, bă. Nu te aud, că cântă muzica aici. Bă, Dracula săi, ia să văd energizantile alea. Acum, bă, lasă-mă, bă, puțin, că trebuie să caut ceva aici, hai că ne auzim, noi n-am timp, pa. Hai de păi capul meu, bă, l-ai sunat aseară? Da, și i-am spus că vrei să mă ții o lună! Nu! Dar... Nu! Dar ai noroc că o spus că într-o săptămână vine, dar până atunci eu vreau aici și nu vreau să mă duc la școală, că o spus că trebuie să mă duci la școală, nu mă duc nicăieri, eu vreau să stau numai aici și să mă joc și să-ți opăi în pat, să-l stric! Oh-ho! Bă, dar mâine oricum trebuie să te duci la școală! Nu! Ba da! Trebuie să te duci la școală că... Pleacă de aici! Da! Nu coace! Bă! Vine coace, treci aici! Trebuie să mergi la școală! Uite, uite ce ai ajuns dacă n-ai mers la școală! Cu Dracula! Bă, bă, da? Bă, 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 paci, nu! Nu! O rugăciune! Nu. Ce rugăciune știi? Ia zi! Hai să aud! Să aud! Să aud rugăciunea! Înger, rechinașul meu! Care mi te-a dat rechinașul? Mațli-șoasli! Bă, s-aude cumva curierul la ușă? Ei, au venit jucăriile să ne jucăm! Hai de capul meu, nu! Auleu, bă, mă s-a dus Dracula Junior. Bă, Dracula Junior, unde bă, ești? Ce bombă mi-ai dat la bucătărie, bă, că nu mai pot! Bă, la bucătărie ai ajuns? Cum ai ajuns, bă, aici? Da, bă, la bucătărie nu mai pot, auleu, capul meu! Bă, cred că te-am lovit cam tare la cap, că limba ți-o scoasă pe afară. Bă, ești ok? Da, cu gaga, bă, mi-ai dat, aoleu, mi-ai rupt neuronii, bă, domnule Motan, bă, o să-i spun lui Dracula că te-ai comportat urât cu mine, dar dacă mă las să mă joc cu noile jucării pe care le-am cumpărat din pe cardul tău de credit, o să-i spun lui Dracula că ai fost cel mai bun din lume și ghiși ce, o să mai lase aici să vin în vacanță. Bă, spune-mi că am fost cel mai rău unii, că te-am bătut, că în fiecare zi dădeam în tine, ca să nu te mai văd, bă, pe aici. Bă, domnule Motan, imaginează-ți așa, de fiecare dată când o să am vacanță la școală, o să vin aici, aha, și gândește-te, când o să am vacanța de vară, o să vin 3 luni aici, așa a spus Draculas. A spus Draculas că el rămâne singur, se distrează acasă și dă petreceri, din alea cu bani mulți și așa, și pe mine o să mă duc aici ca tu să ai grijă de mine. A, da? Păi la vară eu plec la muncă în străinătate. Ce eu vreau la muncă cu domnul Motan? Abia aștept să mergem pe șanterie grea. Auleu, doamne, de ce mă mănâncă limba să-i vorbesc? Au! Hai, bă, să vedem ce-s cu jucăriile astea. Îți fix cam poze, domnule Motan. Te referi că îs groaznici, bă, îs urâtii. Cum poți să fie urât? Îți fix ce trebuie, uite-te la asta ea! Opa! De căluțul de ei, dau cu palma la fund! Nu dă jos de pe mine, Dracula Junior! Bă, o vorbi cumva jucăria? Bă, cred că mi-ai dat așa tare în cap cu ranga aia că am auzit că am vorbit! Bă, mă mai urc o dată pe ea! Ia să vedem! Hai, mergi! Dacă nu te dai jos, te voi mânca! Poate are cu cheiță din aia din vârți, dar nu văd unde ar putea să fie. Poate pe undeva pe aici, ia că-i dau un burtă, poate se întâmplă ceva. Acum chiar că m-ați enervat. Vă voi mânca pe amândoi. Bă, stai în spatele meu. Domnule Catnap, am auzit că ești o jucărie foarte drăguță din Poppy Playtime, capitolul 3. Drăguță? Ce ne temiți că sunt o jucărie drăguță? Că eu sunt cea mai malefică jucărie. Bă, de unde ai comandat jucăriile astea? De pe internetul interzis, era el lângă mine când le-am luat, nu? Auleu! Cine facem, bă? Cum facem? Ce vreți să faceți aici? Nu fii atent, domnule Motan, nu mai bine ne dați bani înapoi și plecați de unde ați venit, eu așa zic că e cel mai bine, nu-i așa? Ba da, ba da, așa e cel mai bine, așa e umilesc și firesc, nu? Vreți bani înapoi? Vi-i dăm înapoi, dar cu o condiție. Eu zic, bă, hai că trebuie să acceptăm condiția și facem rost de bani înapoi. Dacă stau să mă gândesc,
Nu mai vreau să le dăm înapoi. Mi-mi plac jucăriile astea. Vreau să mă joc. Bă, cred că e doar în capul nostru că le auzim, că știi că noi când ne jucăm cu jucării ne inventăm chestii. Eu doar cred că e în capul nostru. Haide, Catnapule, dică-l-o-ță. Vă dau 3 secunde să fugiți. Stai acolo, Dracula Junior, ia și te joacă cu ele, că eu mă duc până în casă, da? Mă joc cu ele, hai. Ia de aici. Auleu. Dracula Junior, unde ești? O spartușă! O spartușă! O spartușă! Unde ești, Dracula Junior? Bă, auleu, a intrat în casă! Bă, vino sus, vino sus, repede! Haide, fugim pe geam, fugim pe geam și fugim de aici, hai, da, repede, repede! Hai. Bă, vin după noi, vin după noi! Auleu! Mâncați-l, mâncați-l pe Dracula Junior! Dar nu fi bine! Nu, ce mă fac că sunt conjurat, auleu! Nu! Aaaa! Ce-ai făcut, Dracula Junior? Uite-olea că ce-ai adus aici la casa asta! Trebuie să fugim de aici! Hai să fugim, hai! Hai, da, mergem! Bă, Dracula Junior, unde ești? Bă, nu mai pot, bă, tu cât crezi, tu crezi că eu sunt Usain Bolt, tu crezi că eu am fost și am alergat toată viața mea? Stai, bă, puțin, că eu am nici măcar un an de când sunt născut, cred că am 3 luni de când m-am născut, aoleu, bă, nu mai pot. 3 luni de când ai fost născut, da? Da. Bă, la vârsta asta, eu eram pe muncă, pe câmp. Ue, tu dai seama că eu la 4 luni deja știam să dau cu ciocanul în casă? Taci, măi, țărane, și lasă-mă în pace. Dregi, vin încoace, hai da. Bă, avem noroc că tataia au cumpărat casa asta din mult, dar uita de ea și ne ascundim aici câteva săptămâni. Bă, nu o să ne găsească nimeni, scăpăm din jucăriile alea, tu dai seama. Bă, unchiule Motan, bă, nu mai pot, bă, lasă-mă, bă, în pace, bă, puțin să mă... Uite frumos și frumos cântă păsărelele, soarele bate în cap. Îmi crești mie dinții la soarele ăsta, privezi cum iarba. Băi, eu am venit în vacanță, bă, la domnul Motan, bă, tu ce mă pui, bă, la muncă de asta. Vezi iarba asta? Da. Cu asta ne hrănim noi 3 săptămâni, că n-avem mâncare aici. Așa că gata, McDonald's, gata, energizanti, gata. Hai da, vin încoace, o să fie viață frumoasă, crede-mă, cu domnul Motan n-a să regreți cum o să trăiești aici. O să vezi, o să fie demențial. Bine, da, avem calculator? Da, avem. Uite, asta e baia noastră. Unde e baia? Aici, bă, uite. Ce e asta? Baia. Ai grijă să nu cazi. Ai grijă. Bă, băieți, vini! Dă mâna! Bă! Ajută-mă! Unde ești? Bă, nu te văd! Vino, repede! Hai da! Asta-i WC-ul, bă. Hai de capul. Ca la țară, frumos, așa, în curte, nu în casă. Aoleu, unde mai pot să vin? Dar lasă, bă, mie îmi place. Mie mi-a spus Dracula de perioada când era el mic și se ducea la bunici. Îmi place și mie aici. Lasă, bă, așa e frumos. Măcar când o să mă duc înapoi la școală, o să le spun că m-am distrat și o să le povestesc ce am făcut. Că am căzut într-un WC-ul de la țară. Păi, bă, dacă vrei să-ți faci baie, uite, vino aici, că îți arăt eu. Cea mai luxoasă baie de pe planetă. Unde? Uite, aici, în lac. În lac? Da, bă, da, în lac. Te duci să-ți faci baie. Am găsit un măr. Bă, și ce-i cu lacul ăsta, bă? Vezi că sunt animăluții pe acolo, ai grijă! Bă, ești bine? Cred că se distrează, bă. E ca o piscină asta, e mai mare. Bă, e ceva în apă, bă, oribil, e că tot lacul ăsta. Bă, era un șarpe când eram eu mic aici, dar cred că a crescut. Era un șarpe, nu? Ia, ți-arăte un șarpe, bă, de aici! Vino, bă, hai să facem ceva de mâncare, să stăm să ne ascundim. Sigur nu o să ne găsească jucăriile Poppy Playtime. Stăm aici zi, frumos. Închide ușa. Bă, da, ai grijă, câteodată să mai ia lumina. Aoleu, unde sunt? Și o să vezi, bă, o să fie așa frumos. Uite, avem sobă, aici ne punem frumos să stăm la căldurică. Că-i frig, e așa, bă, frig. Treci înăuntru, treci înăuntru! De ce vă să trebă doi nebunii, bă, ultimii mota? Băi, treci înăuntru! Bă, uite, mai este frig? Nu! Păi asta zic. Nu, e chiar foarte bine. Stai acolo!
Bă, stai acolo că aud ceva, stai acolo în sobă că aud ceva afară. Auleu, trebuie să mă verific. Auleu, bă. Dracula Junior, să nu ieși din sobă. De ce? Ce este afară? Taci, bă, din gură. Salut jucăriilor Poppy Playtime din capitolul 3. Ce mai faceți? Domnule Motan, credeai că nu o să te găsim aici în păduri, da? Abia aștept să te luăm la noi la bază și să te facem sclavul nostru. Cum adică? Da. Și după ce îl găsim și pe Dracula Junior, o să vă luăm pe amândoi și o să vă facem sclavi acolo. O să mânciți toată viața până o să muriți acolo. Ia ascultă tu la mine, chetre, pule, că dacă nu lași în pace pe unchiul meu, pe domnul Motan, uite așa o să-ți dau, fii atent în vârtitura lui Dracula Junior. Uauleu, mi-a rupt piciorul. Dracula Junior, fugi repede la tataia și spune-i că am dat de probleme. Du-te și avertizează-l să vină să ne ajute în satul Motănești. Fugi acum, fugi! Aoleu, m-am împiedicat din butoi. Fugi! Catnap, nu o să te las să-l ajungi pe Dracula Junior, așa că haide să ne batem ca bărbații! Vrei să ne batem ca bărbații? Vino cu acest să-ți arăt eu ce înseamnă să te bați ca un bărbat. Mi-e frică. Dacă îi pui și pe ăștia doi să bată, nu-i corect. Nu-i corect, da? Treceți pe el la ochii. Aoleu! Nu! Fugi, Dracula Junior! Fugi! A fugit, gata! Lasă, o scăpa de data asta, Dracula Junior. Dar o să te iau pe tine la baza mea, domnule Motan. Aoleu, bă, sper să mă ajute Dracula Junior și tataia.